Vechea poveste a camerelor de supraveghere din zonele afectate de infracționalitate a fost reluată. Deși amplasarea de astfel de dispozitive a fost luată în vedere tocmai în anul 2016, acest lucru nu a fost realizat încă. Cele mai afectate zone de infracțiuni și contravenții sunt zona Pieței și Centrul Vechi. Pentru a veni în sprijinul polițiștilor locali și a polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Botoșani, prefectul județului Dan Nechifor a revenit asupra acestui subiect. Am reluat o poveste mai veche, dacă nu mă înșel, din 2016, referitoare la sistemul de supraveghere din municipiul Botoșani. Noi am trimis, cu ajutorul colegilor de la Inspectoratul de Poliție Județeană, o adresă în baza legii 333 vis-a-vis de, să spunem, suplimentarea numărului de camere și modernizarea, din punctul meu de vedere, a sistemului de supraveghere video în cele două zone, să spunem, cu infracționalitate crescută. Astăzi, Inspectoratul de Poliție Județeană am făcut o revenire la această adresă, pentru că, după cum bine știți, cea mai mare problemă ar fi probarea faptelor sau infracțiunilor care se petrec în acele două zone. Un sistem video performant ne-a ajutat foarte mult, sau a ajutat foarte mult colegii din Inspectoratul de Poliție Județean și cei implicit și pe cei din Poliția Locală în combaterea și în infracționalității, plus că o foarte bună supraveghere ar duce, la, din punctul meu de vedere, la scăderea acestor infracțiuni și contravenții.